Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Urmăriți știri și evenimente locale. Să punem primul stop cadru în emisiunea noastră de astăzi, în sala Alba Muzeului, unde a avut loc vernisajul expoziției de grafică Peisaj Bucovinean, aparținând artistului plastic amator Cristina Andrișan. Vă spun bun venit tuturor. Mă bucur să vă fiu gazdă. Iată, ia în două zile două evenimente importante. Parte din dumneavoastră ați fost și ieri la galerie. Încercăm să avem cât mai multe evenimente de acest gen. Eu nu pot decât să apreciez munca doamnei Andrișan. Mulțumesc! Primiți încurajările mele, felicitările mele pentru ceea ce ați făcut. Chiar dacă suntem în sala albă și lucrările sunt în alb-negru, sala albă s-a umplut astăzi de culoare. Da. Lucrările sunt extraordinare și dau culoare, cum spuneam și la început, și sufletului nostru, și anturajului. Da, dar lucrează într-un. Și acum ne bucură cu o expoziție mai deosebită, cu lucrări noi, într-o singură tehnică doar. Și o evoluție în tehnică, la un moment dat când începi să faci niște lucrări într-o anumită tehnică toate, deja ai mai multe idei și mai multe proiecte și viața ta e un făgaș bine determinat de acum. Urmează, nu mai sunt. Este grafică din foarte multe locuri de aici, de la noi, din împrejurim. Ne prezintă cu foarte mult realism, deși nu este un realism fotografic, ci este trecut prin sufletul ei, e sensibil și vesel și fericit și nobil. Expoziția de grafică Peisaj Bucovinean reunește peste 40 de lucrări, desene în tuș și câteva în cărbune, ce ilustrează un scurt itinerar în Bucovina. Din plajele montane ale Suceviței, trecând prin Rădăuți, Horodnic, Fătăuții Noi și până la Brodina și Turna, în liniștea corurilor seculari, trecând de poarta unor mănăstiri dragi sufletului românesc, precum Bogdanul din Rădăuți și Purna, vestita Purna lui Ștefan cel Mare, Sfânt Voievod, apărător al creștinătății și neamului românesc, Sfânt și Viteaz luptător în același timp. În aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, cu drag am regăsit liniștea și curăția unei isihii netulburate de zgomotul înșelător al vremurilor și al lumii. Am poposit, preț de câteva clipe, și în preajma bisericilor din comunele Horonic de Jos și Fătăuții Noi, sate dragi mie din care mi se trag rădăcinile. Despre Bucovina se pot spune lucruri tulburătoare, frumoase numai. În inima Carpaților, acolo unde bătrânele păduri adânci și păraiele vestele mai spun povești despre eroi puternici, acolo Dumnezeu a pus o bucată de paradis. Această țară minunată, cu o natură și o strălucire secretă care dă o putere trupului și încântă sufletul, Bucovina de aur este un dar ceresc. Este o lume încântătoare, cum nimeni nu ar crede că există, pe care o poți descoperi la fiecare pas cu privirea. Să rămânem în domeniul cultural cu invitația de a păși pragul Galeriei de Artă, ce găzduiește pentru scurt timp lucrările plastice ale unor artiști ieșeni. Ideea acestei expoziții mi-a venit acum o lună jumătate și această expoziție, așa cum o vedeți aici la Rădăuți, era montată la galeriile Cupola de la Iași. Întâmplător am achiziționat niște lucrări de la cei doi artiști, de la sculptorul Dumitru Drăgan Ionescu și pictorița Bâzgă Minodora. Și atunci când am cumpărat lucrările, m-am gândit că și Rădăuțu ar merita să vadă niște opere de artă de excepție. Este foarte adevărat că eu m-am angajat să le aduc lucrările la Rădăuț și trebuie să remarc aici faptul că am primit un ajutor, în două transporturi au
fost aduse de la Iași, ajutorul domnului Daniel Mitri, care mi-a pus la dispoziție o mașină. Artiștii au venit, au montat expoziția, ea este deschisă între 1 octombrie și 14 octombrie. Sper ca foarte mulți rădăuțeni să treacă pe aici, să-și încânte și ochii și sufletul. Deja unii au și achiziționat câteva lucrări, pentru că, după umila mea părere, eu sunt consumator de artă, nu sunt expert, dar se pare că este o expoziție din altă ținută artistică. Cam asta este istoria prezenței acestei expoziții aici, la Rădăuț. Am văzut că pe unele lucrări scrie reținut, ați spus și dumneavoastră că ați achiziționat lucrări. În afară de bucuria aceasta pe care o are un artist de a-și vinde lucrările, ei au mai solicitat și o altă plată sau alte condiții au impus pentru a expune la Rădăuț? Nu. Discuția cu ei care a avut loc la Iași, ei au îmbrățișat ideea din prima. Dar totdeauna își pun problema transportului lucrărilor, mai ales că lucrările de sculptură au acești suporți care sunt destul de voluminoși, sunt și grei pentru că au o bază de metal și au fost încântați asigurându-le să transportul, cazarea și masa, asta tot eu am rezolvat-o, au fost extrem de încântați și chiar au recunoscut că nu le s-a mai întâmplat până acum, deși sunt doi oameni săriți de 55 de ani, nu sunt chiar la prima tinerețe și am fost bucuros că s-au simțit extraordinar în Bucovina, ba mai mult, deși știți că între artiști există o concurență, poate nu la vedere, au spus că vor anunța și vor povesti la colegii lor artiști plastici de la Iași ce s-a întâmplat aici, în așa fel încât, în afară de faptul că avem o galerie superbă, în așa fel încât și alții să vină să expună la Rădăuț. Cum te cheamă? Cârciu Stelian David. Ce faci aici la galerie? Doamna profesoară ne-a spus să venim să ne uităm despre desenele făcute de un om care a desenat foarte frumos. Și vă place? Da. Ție ce ți-a plăcut cel mai mult? Acel fruture împărțit în două, cu două părți, acela. Și acea lucrare în roșu și albastru, de acolo. Ție ce ți-a plăcut? Aproape totul. Tu la ce școală aveți? Generală 4. Ce mai mult mi-au plăcut sculpturile. De ce? Sunt făcute cu mult spirit, creație. Ai mai fost până acum la vreo expoziție? Mult timp, mai de mult. Și ai și tu pasiunea pentru pictură, sculptură? Desen. Da? Da. De asta v-a trimis astăzi aici? De asta v-a trimis învățătoarea? Da, a spus că poate venim într-o zi cu ea. Da. Și ceilalți copii din clasă nu vor să vadă și ei expoziția? Nu știu, că ei nu știu unde e expoziția. Ne-a explicat, dar Sergiu nu a fost de smie și a venit. Sâmbătă a avut loc festivitatea de inaugurare a aeroclubului Mircea Finescu din Frătăuții Vechi. Cu acest prilej s-au înmânat diplome de excelență unor piloți din aviația sportivă. Mircea Finescu, pentru că este unul dintre cei mai mari planoriști pe care i-a avut România și toate planoarele și motoplanoarele pe care noi zburăm astăzi au trecut prin mâna lui, el fiind și inginer de aeronave și pilot de încercare. Din nefericire, Mircea Finescu este un om sărit de 85 de ani și astăzi încercăm să luăm legătura prin sistem de satelit să fie și el prezent cu noi. Frătăuții vechi, pentru că acolo am găsit un teren foarte bun, foarte degajat și nu este niciun secret, am găsit și foarte, foarte mare înțelegere la cetățenii din Frătăuți și la autoritățile locale.
Deja aerodromul este amenajat, este balizat, operăm pe el de anul ăsta, urmând ca la primăvară să construim și un hangar. Dacă Sorin spunea că între aviație și marină e ceva comun, eu vreau să vă urez dumneavoastră vânt de la pupa pentru orele care le veți mai spălate astăzi în fond. Într-adevăr, Sorin Trelea e un om care s-a ocupat foarte mult de cultură, de aviație. Știm că chiar și în zilele de astăzi și în aceste zile are foarte mulți elevi. Am fost la aerodromul din Frătăuț. Dar a fost și marinar m-a invitat să zbor cu... De asta n-a spus. Poftiți? A fost și marinar o lună de zile cu Radu Teodor. Da, a fost marinar, numai că vaporul lui probabil acum este la... La fier vechi. La fier vechi. Tu ai spus, n-am spus. Într-adevăr, e o activitate care necesită o muncă grea. E dificil să fii în aer. E mai greu în aer decât pe apă. Oricum vreau să vă felicit, vreau să vă doresc multă sănătate și nu înainte de a mâna niște diplome domnului comandor, Sorin Trera, care este un om deosebit și bineînțeles că cu altă ocazie probabil veți primi și dumneavoastră câte o diplomă. Trera, multă sănătate, ore multe de zbor și nu uitați, vânt de la pupa. Mulțumesc! Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache a găzduit lucrările secțiunii Economie și Inițiativă Locală din cadrul cursurilor Universității Populare Ion Nistor. Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina și Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache au organizat a patra ediție a secțiunii Economie și Inițiativă Locală subsumată cursurilor de vară, se spunea, acum s-au mutat către octombrie, Universității Populare Ion Nistor. Sunt mult mai vechi, au ajuns deja la ediția 19. Ne-a onorat cu prezența, întâi de toate, domnul Cătălin Butnariu, managerul hotelului Geralds, care a susținut o interesantă comunicare despre dezvoltarea turismului hotelier în Bucovina. A urmat o comunicare foarte interesantă, mai mult pe zonă nemarfară, să zicem așa, despre inițiativa în domeniul artei, pe care domnul profesor Dimitrie Roman a susținut-o cu multă pasiune. Lângă lucrările celor doi lectori cu experiență, s-au alăturat, sau pe lângă aceste două lucrări, s-au putut audia și lucrările tinerilor Andrei Drâmbă și Cătălina David, prima privitoare la problemele agroturismului în Bucovina, cealaltă referitoare la produsul turistic integrat Bucovina. Una peste alta, putem spune că n-am dorit neapărat să dăm răspunsuri categorice sau să pledăm pentru zonă marfară sau nemarfară în ceea ce privește inițiativa. Ne-am dorit mai degrabă să problematizăm, să deschidem discuții, să, hai să-i spunem, unim în chip dialectic contrariile cum sperau în, hai să-i spunem, entuziasmul lor gânditorii din alte vremuri, oricum precapitaliste. Vreau să mulțumesc în plus cursanților constanți ai Universității Ion Nistor. Unii dintre ei, veterani, au participat încă la prima ediție, cea din 1990. În altă ordine de idei, Colegiul Național de Eudoxiu Hurmuzache își propune pentru viitor să strângă legăturile cu zona micii inițiative. Avem în proiect o, hai să-i spunem, desfășurare de genul 2 plus 1, periodic, de regulă la o lună de zile, doi, hai să-i spunem, oameni cu inițiativă în comunitatea locală și chiar la nivel județean și național, să primească între ei un tânăr aspirant în stare să învețe și să capteze energiile necesare. La
Casa Municipală de Cultură Rădăuți a avut loc deschiderea festivă a noului an școlar în Clubul Copiilor și Elevilor Rădăuți. Într-o frumoasă zi de toamnă, astăzi 4 octombrie 2008, are loc deschiderea anului școlar în cadrul cluburilor și palatelor copiilor din țară. Noi, rădăuțene, suntem mândre că în fața unei săli pline de copii, părinți, bunici, invitați, avem ocazia să facem un bilanț al activităților, să facem o prezentare a cercurilor și să prezentăm oferta educațională pentru acest an școlar. Dragi copii, vă așteptăm cu drag la activitățile noastre! Cultura e o formă de viață prin care o colectivitate umană își exprimă forța creatoare. Voi fi scurtă și la obiect. Particular vorbind, colectivitatea la care mă gândesc, analizând citatul dat, este ansamblul alături de care am crescut și am învățat atât de multe lucruri, încât nu aș putea să le descriu în cuvinte. Poate în dans. Pentru că noi, copiii mici și mari, avem nevoie de diverse modalități prin care să ne exprimăm sentimentele, să ne facem cunoscuți și să punem în practică ceea ce învățăm cu drag. Consider că orice copil își regăsește măcar una din pasiunile și activitățile sale favorite în cercurile de învățământ și creație, puse la dispoziție de Clubul Copiilor și Elevilor Rădăuți. Paleta este diversă, iar instructorii și profesorii drumători sunt profesioniști, gata oricând să materializeze efortul depus de acești copii cu fiecare succes. O planșă de desen finalizată, o machetă reușită, o piesă sau un dans pregătite să intre în scenă și tot așa. În urmă cu 7 ani, am călcat pentru prima dată pragul clubului, luând parte a orele de dans modern ale doamnei Alina Roancă. 2 ani mai târziu, m-am gândit să încerc și altceva și m-am alăturat colegilor de la ansamblul folcloric Ciobănașul, colegi care acum îmi sunt ca o altă familie. Împreună râdem și plângem, ne bucurăm și ne întristăm, ne mândrim pentru un premiu sau un trofeu câștigat și știm să ne recunoaștem greșelile, impulsionați fiind ca de fiecare dată să avem o prestație tot mai bună. Dar noi nu am fi ajuns aici fără domnul Dumitru Pomohaci, director al Clubului Copiilor și Elevilor, domnul Radu Pomohaci, instructor de dans, precum și orchestra, cei care lasă sunetele să pornească în jocul lor amintitor, îndemnându-ne la dans. Părerea mea este că un copil talentat merită să fie pus în valoare, iar Clubul Copiilor și Elevilor Rădăuți reușește să facă acest lucru, obținând diplome, premii și trofee pe măsura așteptărilor. Tocmai de aceea este unul din cele mai bune din județ și din țară. Vă mulțumesc! Cred că este un moment deosebit, pentru că, înainte de toate și în primul rând, este un moment în care marcăm un nou început. Și atunci când marcăm un nou început, ne punem foarte multe speranțe, ne stabilim foarte multe obiective, ne conturăm, bineînțeles, o strategie și un întreg demers pe marginea realizării obiectivelor propuse. Însă, n-aș vrea să trecem peste emoția firească, specifică oricărui început, fără să readuc în memoria dumneavoastră, în fața dumneavoastră, câteva repere care au caracterizat activitatea dumneavoastră anterioară. Cred că am să spun mai întâi că sunt deosebit de onorat și de emoționat atunci când în activitatea mea, la nivel de județ și chiar la nivel național, în cadrul diverselor întâlniri și manifestări, aud vorbindu-se foarte frumos despre Clubul Copiilor și Elevilor din Rădăuți. Vreau să vă spun că noi, rădăuțenii, vă datorăm foarte mult dumneavoastră, copiilor, părinților și mai ales colectivului, echipei de la Clubul Copiilor și Elevilor Rădăuți, pentru că dumneavoastră ați făcut din Rădăuți aproape o marcă înregistrată, un brand, dacă ar fi să mă exprim în felul acesta. Datorită evoluțiilor deosebite pe care le-ați avut, nu atât la nivel județean, nu atât și nu numai la nivel național,
dar mai ales la nivel internațional. Ați fost mesagerii și sunteți mesagerii, persoanele care pun în lumină cel mai bine, să spunem, frumusețea, talentul, tradițiile, priceperea și mai ales dragostea față de folclor a rădăuținilor, în special și a bucovinenilor în general. Prin urmare, nu pot să vă spun decât vă mulțumesc. Mulțumim, domnule secretar. Orașul nostru găzduiește pentru a doua oară Campionatul Național de Lupte Greco-Romane, Liga Cadet. Astăzi, la sala sporturilor din Rădăuțe, complexul Grădina de Tir, se desfășoară Campionatul Național de Lupte Greco-Romane, etapa a doua, cadeți. Etapă importantă din cele patru a campionatului național. Suntem în zona A, în care participă cluburile foarte puternice din București, Tulcea, Constanța, Bacău, Botoșani, Suceava și Rădăuți. Piatra Neamțu se prezintă cu numai cu 2-3 luptători ca o completare de la lotul dumnealor. Acest campionat este inclus în campionatul de calificare. Așa cum v-am anunțat, mai sunt două etape. Primele trei clasate pe grupa A, care este zona de est a României, deci de la București până în nordul țării. Grupa B, partea Ardealului și cu Banatul. Primele trei echipe se vor reuni în turneul final, într-o localitate care se va stabili ulterior. Până în momentul de față, noi suntem pe locul întâi în grupa A. Șansele sunt de 90%, peste 90% să terminăm în primele trei. Și vreau să vă spun, fără niciun fel de laudă, noi tragem la titlu. S-ar putea în acest an să fim campioni României pe echipe, Liga Cadeți. Top cadrul rădăuțean de astăzi a ajuns și la rubrica Invitat în studio. Un personaj controversat al zilelor și vremurilor rădăuțene. Iată de ce spunem astăzi bună ziua și bine ați venit în studioul televiziunii Rădăuți, domnului Vasile Vlașin. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație în primul rând. Vă salut pe dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră pe cei care ne privesc la această oră. Am spus chiar la început că sunteți un personaj controversat. Nu cred că noi, rădăuțenii, avem întotdeauna menirea de a spune un nu hotărât oricărui musafir care vine în orașul nostru, oricărui om care nu este un om de-al locului. Să fie oare o intrare a dumneavoastră în Rădăuți cu stângul? În niciun caz, pe mine nu mă sperie controversa. Știm că întotdeauna controversa naște progresul și e foarte bine când, iar pentru mine nu poate să fie decât flatant, onorant dacă vreți, că am reușit să atrag atenția și anumite persoane, am înțeles că foarte multe din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră acum și din alte discuții pe care le-am avut, au început să-și pună întrebări cu privire la persoana mea, cu privire la menirea mea, cu privire la scopul venirii mele în Rădăuți. Cum însă numai știrea cred este cea care doboară bârfa, haideți să construim împreună o știre și să începem de la zero. Cu ce ocazie prin Rădăuți? Ce v-a determinat să veniți la Rădăuți? Dacă e să începem de la zero, ar trebui să spun că sunt oarecum implicat în administrația publică și în administrația centrală de aproximativ 10 ani. Am dobândit oarecare experiență, am dobândit în această perioadă, mi-am făcut foarte mulți prieteni,
Am reușit să cunosc foarte mulți oameni din toată țara, având ocazia să lucrez la Parlamentul României. Acesta a fost cadrul în care l-am cunoscut și pe primarul actual al municipiului Rădăuț, domnul Aurel Olarean. De aici e punctul zero și de aici pleacă scopul venirii mele, sau putem să vorbim despre scopul venirii mele la Rădăuț. Spuneam că sunt implicat în administrația publică locală, sunt și eu ales local, deja la al doilea mandat, sunt consilier municipal la Baia Mare. Știu că erau niște probleme cu validarea, s-au rezolvat. Unde am domiciliu, da, sunt chestii firești, având în vedere că eu am coordonat campania electorală la nivelul municipiului Baia Mare pentru Partidul Democrat Liberal, al cărui membru sunt, și faptul că numărul de consilieri locali ai Partidului Democrat Liberal au crescut cu 50%, a creat anumite deranjuri la orgoliu celorlalți politicieni, a adversarilor noștri politici, și atunci au recurs și ei la artificiile și scăpările pe care le are legea și au încercat să mă șicaneze prin neprezentarea la... Da, știm că în toată țara... La validarea... Neprezentarea la, în momentul în care eu trebuia să fiu validat. N-a fost nicio problemă. N-a fost nicio problemă. M-am adresat instanței. Instanța de contencios administrativ a validat mandatul meu de consilier. În momentul de față mai există un proces pe rol și privește daune, despăgubiri pentru persoana vătămată în cauză persoana mea și amendă pentru Consiliul Local, care n-a executat în termen sentința judecătorească. Dar astea sunt chestiuni uzuale, politice. Politicienii au stomacul bine, cu toate ingredientele acolo, cu toate componentele, și digere foarte ușor asemenea momente. Deci primarul Aurel Olarean v-a solicitat domnia sa să veniți la Rădăuț, da? Primarul Aurel Olarean e un prieten mai vechi al meu. M-a cunoscut și din perioada în care lucram la Parlamentul României și ulterior. Și evident că pentru a fi eficient în administrație și oriunde, nu numai în administrație, dar cu atât mai mult în administrație, unde te lovești de toate problemele, unde trebuie să fii pregătit în absolut toate domeniile. Nu-ți ajung la un moment dat două mâini, nu-ți ajung două urechi. Și atunci îți iei un asistent. Și atunci, ca să fii eficient, ai nevoie de ajutoare. Și acesta a fost scopul venirii mele. Deci m-a solicitat domnul primar. Spuneați că aveți o mare experiență în administrație. Nu vorbeam de o mare ca timp. Ca nu timp. Vreau să fac aprecieri la adresa mea. Îi las. Dar dacă eu încerc ar fi să punctați din experiența în administrație, proiecte realizate care s-au înfăptuit sau, știu eu, niște exemple elocvente, ați putea pune pe... Ce se întâmplă? În administrație, de regulă, nu prea poți să-ți arogi merite personale, pentru că toate proiectele care se realizează sunt meritul unei echipe. E foarte greu. Nu cred că după 4 ani, primarul Aurel Olarean va veni în fața rădăuțenilor și se va bate cu pumnul în piept și va spune: eu am făcut asta, eu am făcut asta, eu am făcut asta, pentru că ar însemna să fie fals. Sunt convins că toate lucrurile care se vor face, și lucrurile bune, dar și eșecurile, se vor contabiliza în dreptul echipei. Și atunci ar fi imoral, dacă vreți, din partea mea să vin acum și să mă laud că am făcut, și nici nu e relevant pentru rădăuțeni ce am făcut eu. Bun. Pentru Baia Mare. Aș vrea să vă dau un singur exemplu. Chiar discutam cu părintele Protopop acum două zile. Și la noi în Baia Mare este în construcție de la zero, o investiție greenfield, catedrală.
și a fost foarte greu. Bugetul local la Baia Mare e cam de 4 ori mai mare decât bugetul local al municipiului Rădăuț și populația, tot cam așa procentuală de 4 ori mai mare. Și episcopul vicar al Maramureșului și Sătmarului, Iustin Sigheteanul, a încercat să facă lobby la toți cei 23 de consilieri locali, la primar, la viceprimari, și nimeni n-a vrut să inițieze un proiect de hotărâre pentru că erau bani puțini. Ca să alocăm pe ultima sută de metri, anul trecut se întâmpla asta, o sumă consistentă să-și poată achita facturile restante. Și probabil în ordine alfabetică, tot timpul am fost ultimul, în ordine alfabetică a ajuns și la mine și am inițiat proiectul de hotărâre și s-a uitat la mine și a spus: inițiați un proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului? Am zis da, îl inițiez pentru că vreau să-l văd pe acel consilier sau pe acel director care va vota împotriva acestui proiect. Sunt general, chestii... oamenii se feresc să voteze împotriva sunt bisericii. Sunt lucruri mărunte, dar pentru care trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Pentru că tot timpul vor fi probleme care le pot rezolva alții. Da. Și acel altul va spune că le poate rezolva altcineva și ne învârtim așa în cerc și nu rezolvăm nimic. Cu voia dumneavoastră trebuie să ne asumăm responsabilități. Să trecem peste problemele mureșenilor, pentru că noi aici la asta spuneam și eu. Spuneam de la început, nu e relevant ce am făcut eu în altă parte. Depășim momentul sosirii dumneavoastră la Rădăuți și acum că aveți deja o perioadă de când sunteți în Rădăuți, vă întreb ce părere aveți despre orașul ăsta. Cum îl vedeți dumneavoastră? Am început să iubesc orașul, în primul rând datorită căldurii oamenilor. Sunt aceiași oameni care i-am și eu pe Valea Vișeului și pe Valea Izei, dincolo de... Eu nu sunt născut în Baia Mare. De fapt, Baia Mare nici nu... Băimărenii nici nu sunt maramureșeni, da. Dar n-are rost să intrăm în istorie. Maramureșul 75% se află peste graniță în Ucraina în momentul de față și oamenii sunt diferiți. Mă gândeam uneori dacă... Și noi Bucovina de Nord, exact. La Cernăuți, nu? Mă gândeam, de asta spun și fac similitudini. Fac aceste paralele ca să... Nu, dar sincer, cum vi se pare oraș? Ca să nu mai vorbim de unde a venit Bogdan. Da. Că de acolo, de la mine, de pe Valea Izei a venit. Atunci a venit Bogdan și acum a venit Vlașin. Nu, da? Cred că putem să facem comparații între cele două venituri. Cum se pare orașul? Orașul e extraordinar. Adică frumos, curat? E frumos. E frumos. Mai încape. Peste tot sunt probleme. În față de multe alte orașe din România, este un oraș cochet. E frumos, e gândit bine și înseamnă că au fost niște oameni care de-a lungul timpului au avut grijă ca orașul să nu se dezvolte haotic. Sunt chestiuni care mai se pot repara. Sunt, să nu vorbim ce se întâmplă aici, în centru istoric, unde sunt clădirile acelea care la fațadă arată frumos. Unele n-arată frumos nici la fațadă, dar probabil cu timpul proprietarii își vor face buget să investească puțin și partea din față. Unii am văzut că au început și bramele să le aranjeze frumos, clădirile din spate să le consolideze. Din păcate, sunt unele clădiri, proprietatea primăriei, care se dărâmă. Chiar locuiesc persoane. Am văzut lângă bazar, este o clădire... Mulți oameni din administrație locuiesc persoane acolo. Nu avem bani. Ori marea arta a conducerii nu stă a cheltui banii care are. Ce a face rost. Asta e. Tocmai aici voiam să ajung. Dar să mai revin puțin la ce spuneam vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră. Cum privesc orașul, cum îl simt, că asta e important. Da, asta vreau să aflu. Cum mă raportez eu la oraș și cum simt că se raportează orașul la mine, dacă vreți. Mă gândeam la un moment dat și chiar am folosit o figură de stil, o metaforă. Mă gândeam dacă munții despart Bucovina de Maramureș sau unesc Bucovina de Maramureș. Și vreau să vă spun cu toată sinceritatea că în cele două luni de când sunt în Rădăuți, modul în care se raportează rădăuțenii la mine m-au făcut să am convingerea că munții unesc Maramureșul de Bucovina. Mă simt foarte bine, însă nu prea am timp
Asta, în paranteză să vă spun, când m-ați invitat la emisiune, mi-ați spus că în spatele restaurantului, care are un nume, să nu spunem că primim amendă. Și nu știam unde, am întrebat câteva persoane, unde e restaurantul respectiv. Nu prea am avut timp să ies din birou, decât foarte puțin. Muncim. Da. Încercăm acum, să faci. De exemplu, vă spun ce am făcut astăzi. Ajungem și la asta. Mărunt. Am mers astăzi prin parc și au început să cadă frunzele și muncitorii din cadrul primăriei de la secția mecanizare, cei care sunt în subordinea domnului Cărbune, erau foarte harnici, dădeau cu mătura, o mătură de mesteacă. Și nu puteau pietonii să treacă prin parc de praful care se făcea de la frunzele respective. L-am sunat pe domnul primar, care era la prefectură într-o ședință, și am spus: domnul primar, haideți să nu mai lucrăm ca în anul 1850. Și domnul primar a dispus în cel mai scurt timp achiziționarea a 3 utilaje din acelea simple de absorție a frunzelor. A găsit bani pentru ele? Când, pentru aceste utilaje? Când vrei și când știi să negociezi un preț bun, găsești. Da. Actualmente mă întorc la Vlașinul controversat. Dețineți funcția de director al Muzeului Rădăuțean. Pentru o scurtă perioadă de timp. Interimar. Pentru o scurtă perioadă de timp. Mulți oameni au comentat că Vlașinul este un om de cultură și nu are ce căuta, neștiind probabil câtă cultură sau câtă apă bea Vlașin. Dar e drept. E în firea omului să comenteze și să spună: sunt suficienți oameni de cultură aici la noi în Rădăuți. Și sunt convins că așa e. Care ar putea să dețină funcția de director al Muzeului Rădăuțean. Recunosc că în diverse discuții cu unele personaje rădăuțene am comentat și am spus că nu cred că Vlașin se va prezenta măcar la acest examen de director la muzeu. Eu cred că deține această funcție interimară doar pentru a putea fi plătit de către Aurel Olărean într-o formulă cât de cât legală. Pentru a exista o plată pentru ceea ce faceți. Da. Cred de asemenea în continuare că nu muzeul este lucrul care vă preocupă sau care v-ar fi preocupat pentru ca să dețineți această funcție interimară. Și că atunci când se va găsi un director la muzeu, veți fi un director interimar în altă parte, asta până când veți legaliza cât de cât poziția socială pe care o ocupați la ora actuală. Concluzie pe care am tras-o, cred eu, chiar din prima zi după ce v-am văzut prima dată în primărie, când viceprimarul și cu alte persoane spuneau că nu aveți ce să căutați acolo câtă vreme nu sunteți angajatul primăriei și aveți acces la documente și la diverse alte lucruri. Spuneți-mi că mă înșel. Sau dacă da, unde? Logica dumneavoastră e bună. Și raționamentul de la care porniți e corect. Să știți cum se spune orică, ai ajuns la rezultatul corect prin metode greșite. Dumneavoastră, de data aceasta, o să-mi permit să vă spun că ați ajuns la un rezultat greșit prin metode corecte. Pe mine nu mă interesează nicio funcție de director sau vreo altă funcție. Eu am venit la Rădăuți, repet, pentru a-i fi de folos primarului Aurel Olărean. Fiindu-i de folos primarului, sunteți de folos și rădăuțenilor și trăim într-o societate în care nimic nu este gratuit. Absolut. Numai că mai există și lucruri pe lumea aceasta care se fac gratis, care nu sunt de vânzare. Și adică și altruistul Vlașin a venit la Rădăuți. Nu vreau să folosiți cuvinte foarte mari în dreptul meu, nici dacă le folosiți așa cu puțină ironie. Dar situația, ca să clarificăm puțin și ajungem și unde doriți dumneavoastră. Cu mulți ani în urmă, cu foarte mulți ani în urmă, la Rădăuți era un primar care a folosit două expresii intrate deja în istoria gazetarilor de aici din zonă. Când cineva care încă mai lucrează acum în primărie, i s-a cerut acestei persoane să facă o situație și a spus: domnule primar, dar nu este legal.
Și atunci primarul a spus, nu mă interesează că nu este legal. Faceți-o să sune ca o formă legală. Dar să știți că în fiecare localitate, într-o formă sau alta, dar... La limita legalității, aici am vrut cam să ajung. Cam cu aceeași idee, peste tot sunt primari, în fiecare mandat care cer funcționarilor sau pretind... La limita legalității? La limita de jos sau la limita de sus, depinde acum de unde. Dar există uneori momente în viața sau în activitatea primăriei când trebuie să forțezi puțin. Legalitatea. De cele mai multe... Nu vorbesc de forțarea legalității. Vorbeam de limite. Uneori poți să faci exces de a respecta legea și uneori poți să o interpretezi în spiritul sau în litera ei. Revin la ceea ce am început și tratăm și... Că știu, cam îmi dau seama unde vreți să ajungeți dumneavoastră. S-a pus problema interimatului la muzeu. Din ce cauză? Nu era director, domnul Postolache era plecat la pensie de vreo două luni sau o lună și ceva, nu mai are importanță. A făcut lucruri bune pentru ca artist, pentru muzeu, sunt convins că și activitatea a coordonat-o foarte bine acolo, dar a ales să plece la pensie. Au început să apară probleme. Nefiind un conducător al unității, au început să fie nevoie de A, B, C. Ca în orice nefiind un conducător, merg eu. Nu. Lăsați-mă să vă spun povestea. Nu era nimeni care să rezolve. A venit cineva cu o solicitare să organizeze o expoziție. Nu știa unde să-l trimită. Cine aproba așa ceva? Nu mai aveau consumabile. Au început să apară fluturași printre cojoacele valoroase de acolo din... Nu era cine să comande, nu era cine să aprobe executarea lucrărilor de ratizare. Știți ce se întâmplă? Exact cum s-ar întâmpla la dumneavoastră la televiziune dacă n-ar exista un conducător. Domnul primar a discutat cu cei de la personal ca să vadă care sunt persoanele din cadrul muzeului care îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a ocupa interimar postul de director. Au fost identificate două persoane care au studii superioare și... Care n-au dorit. Li s-a făcut oferta, nu neapărat ofertă, ci domnul primar le-a spus, având în vedere că le-a făcut în scris, având în vedere că dumneavoastră îndepliniți condițiile pentru a ocupa funcția de director în interimar, vă rog să acceptați această funcție pentru a nu exista probleme în bunul mers al activității. Ambele persoane au răspuns, zic eu, motivat. Una din doamne a intrat în concediu, intră în concediu, după care, după expirarea concediului, i-a venit decizia de pensionare. Și una din doamnele care îndeplinesc condițiile, din motive de sănătate, și am înțeles și ulterior după ce am discutat, că am fost și eu curios, de ce n-ați acceptat pentru două luni, trei luni, cât o fi până se va ocupa postul prin concurs, de ce n-ați dorit să acceptați dumneavoastră, tocmai pentru a evita asemenea discuții care inevitabil apar în momentul în care vine cineva din afara sistemului. A explicat doamna și am înțeles-o. Și atunci domnul primar a întrebat prin primărie directorii care au acum niște direcții în subordine. Fiecare la volumul de muncă existent și având în vedere că mai există niște directori care sunt suspendați, care sunt plecați în concedii medicale și așa mai departe, sunt foarte mulți din directori actuali care se ocupă de două direcții, care au foarte multe responsabilități. Nimeni n-a vrut. Și atunci domnul primar m-a chemat și a zis, te duci acolo. N-am fost un soldat disciplinat, am comentat vreo două, trei zile și până la urmă am înțeles despre ce e vorba. Doamna director Mitric a făcut deja, din câte am înțeles, pregătește fișa postului, condițiile de angajare. S-au discutat aceste lucruri în ședința Consiliul Local trebuie să stabilească, iar dacă birocrația n-ar fi pe
primul punct al ordinii de zi în orice instituție din România, probabil că s-ar putea organiza concursul mai repede. Dar în condițiile acestea, de respectarea tuturor termenelor stabilite de lege, undeva 60 de zile ar trebui să se organizeze concursul. Până când o să abandonați? Asigur încă o dată, îi asigur încă o dată pe cei care doresc să vină la, să se înscrie la concurs. Eu nu voi participa pentru am că nu. Anticipat și nici, asta. Și ați anticipat bine, nici nu se pune problema ca eu să alerg, să zbor din funcție în funcție, pe posturi interimare, ca să ce? Ca să existe o formă legală de plată a domnului Vlașe. Nu sunt interesat, v-am spus, sunt, mai sunt. E drept, mai rar în viață momente. Da. Și în societate persoane... Ce ați găsit la muzeu? Cade tavanul, s-a stricat acoperișul... La muzeu, la deci muzeu am găsit că ați... La muzeu am găsit în primul rând niște oameni bucuroși. În momentul în care am venit acolo, mi-au spus ne bucurăm și eu le-am spus foarte clar de la început. Nu cumva să aveți temerea că o să vină Vlașin acum și o să vă spună cum să restaurați obiectul de patrimoniu, cum să aranjați cojocul în expoziție sau cum să... Bun, funcția de director este o funcție managerială și nici are... de cum legată în au fost discuții. Inclusiv directorul de spital nu trebuie să fie medic. Păi nu este medic. Directorul spitalului vedeți? Este jurist. Vedeți? Și atunci... mulți au zis, de ce directorul... De la jurist, nu de ce... medic. Și bănuiesc că se achită... Nici ministrul sănătății nu este, nu are specialitate contabilă. Am avut o perioadă când agricultura României a fost condusă de un electronist. Și dacă mai era condusă mult, cred că am fi recoltat cartofi tranzistorizați. Ați văzut că a cules și roadele, dar după ce n-a mai fost ministru. Da. Nu pot să vorbesc, că Nelu Mureșan mi-e vecin la Baia Mare și n-aș să ne întoarcem la... Ce-am găsit la muzeu? Da. Pe lângă oamenii bucuroși că au în sfârșit cui să facă o cerere, cui să facă, să-și ceară o zi liberă sau să-și ceară aprobarea plății orelor suplimentare care le fac sau compensarea orelor de sâmbătă și duminica. Muzeul e deschis și sâmbătă și duminica. Muzeul e deschis sâmbătă și duminica. Bineînțeles. Păi, asta e o noutate pentru rădăuțeni. Da. Da, și da, deschis da. Și galeria de artă la fel? Și galeria de artă. Pentru că... Dar doar în perioadele în care există expoziții. În momentul în care sala e logic, goală, logic. Nu e deschis. Sigur și că e deschis de la și ora... Și lunea e închis. De la ora 7. Lunea e închis pentru curățenie. Nu. Da, muzeul din Rădăuți... Dar toate muzeele din țara asta sunt lunea închise pentru curățenie și sâmbătă și duminică au program normal. Domnul Credeu, o spun cu durere și sper ca la următoarea emisiune, când o să mă invitați, să nu vă mai spun același lucru. Vin două persoane, patru persoane într-o zi, intră în muzeu. Dar e normal. E normal, de pentru ce că să fie închis, știa că e închis. De ce să fie închis lunea pentru curățenie? Ce? Așa e peste tot. Nu. Muzeul poate de la... case memoriale, știu, muzee și așa, pentru că există, sunt închise lunea. Există un aflux foarte mare de turiști, probabil. Știu și eu. Muzeul și galeria rădăuțeană trebuiesc reintroduse în circuitul turistic. Asta încercăm să facem. Pentru că ele nu făceau parte din circuitul turistic. Eu am trăit de la vârsta de 14 ani până la vârsta de 22 de ani la Dresden, în Germania, împreună cu familia. Și dacă spun Dresden, înseamnă că am spus mult când vorbim de cultură. Numai dacă vorbim de Zwinger, ar trebui să stăm în poziție de drept. Ne întoarcem la muzeu. Și să salutăm. Cade acoperișul, ce măsuri ați luat? Și acolo toate muzeele sunt închise lunea. Dar muzeul din Rădăuți e deschis tocmai pentru că nu necesită să fie luni închis pentru a face curățenie. Că e afluxul foarte mic, și o spun cu tristețe, de turiști. Ce-am făcut? Pică tavanul, se mărește sala albă. Am spus primul lucru care l-am făcut... Avem voie să spunem pe... S-au plâns angajații că își aduc hârtie de scris, pixuri, hârtie igienică, dacă nu, vreți, sunt de acasă. Minore. Nu. Se pot depăși instantaneu. Păi dacă nu ești capabil să rezolvi problemele minore, mai poți să vorbești că ești capabil să rezolvi problemele majore. Deci aceste probleme minore nu aveau sfoară, nu aveau lipici. Nu aveau... Hârtia aceea specială care se pune... Pentru că a șerat.
nu aveau nu aveau nimic. Da, pentru că nefiind noi, director... Vorba de câteva milioane, nu... Absolut, dar neexistând... Câteva sute de lei noi. Nu, 10 milioane au costat toate. Mare socoteală. Soluție de șters geamurile și așa mai departe. Dar nici acestea nu erau, pentru că nu era un director care să aprobe. Și nu putem, că așa e birocrația. După rezolvarea lor, vorbim de alea majore. Tavanul în sala nouă se dărâmă. Din cauza unor infiltrații care există la acoperiș, partea dinspre Banca Comercială Română, acolo unde clădirea e pe un singur nivel, locul unde se îmbină acoperișul cu etajul judecătoriei, sunt niște infiltrații de apă, sunt infiltrații vechi, de câțiva ani. Nu înțeleg de ce... Pe comunicatul primăriei, eu am citit... Nu vreau să aduc reproșuri nimănui, dar e veche. Mi-au spus angajații că e de ani de zile. E o gaură mare în tavan cu diametru de un metru și ceva, iar tavanul e ondulat acolo și sala respectivă e goală. Au și luat exponatele pentru că în orice moment se putea prăbuși tavanul respectiv. Am luat măsuri imediat, am cerut niște oferte de la mai multe societăți comerciale, am primit o ofertă. De la? Nu. N-am reținut numele, îmi cer scuze, n-am reținut, pentru că încă nu i-am transmis comanda. Păi, probabil... Stați puțin, nu trebuie făcută o licitație, să participe mai multe firme? O licitație pentru organizarea unei licitații, legea spune doar dacă lucrarea depășește 10.000 de euro. Ori acolo e vorba de o intervenție mică. Eu am vorba de o intervenție mică. O echipă de arhitecți lucrează deja la proiectarea unui proiect în vederea extinderii sălii alte. E cu totul altceva. Haideți și mă gândeam că așa o lucrare trebuie o licitație. Absolut. Inclusiv, nu știu dacă nu și pentru proiectul respectiv. Dacă nu depășește o anumită valoare, se poate prin ajutorul de care se direct. Se poate prin selecția de oferte. Adică trebuie să cer ofertă de la câteva firme și să analizezi varianta cea mai bună. Aici, fiind vorba de o situație urgentă și lucrarea nu știu dacă depășește 1000 de euro cu înlocuirea tavanului, trebuie înlocuit tot tavanul, cu lucrările de reparații la infiltrații, nu cred că depășește mai mult această valoare. Nu știu, nu sunt specialist. Nici eu nu sunt specialist. Ne vor auzi niște constructori. Sigur sunt acolo și avem o direcție tehnică cu ingineri care știu, se pricep, avem cei de la direcția economică. Tragem linie. Avem o sală mai mare la muzeu, avem, de expoziție? În pasul 2. Acoperișul de pe atelierul Colibaba. Ar fi interesant să mergeți cu camera video să vedeți cum arată. Se prăbușește. Vreți să vă spun că meșterul Colibaba și aducea apă cu găleata să stropească lutul pentru că n-avea apă la robinet. Chestiile astea mărunte. Da. Într-adevăr, astea sunt lucrări care deja trebuie făcute săptămâna viitoare. Pentru lucrarea de la acoperișul atelierului Colibaba, am lansat deja comanda, am selectat niște oferte, firma da. Totex va executa, va face învelitoarea, va repara, va înlocui acoperișul acela mic de 100 de metri pătrați, e la fel o valoare mică. Galeria este tot în subordinea dumneavoastră? Da. Bun. La galerie ce am făcut primul lucru? Nu, aici vreau să întreb altceva. Am înlocuit becuri, am schimbat clanța de la ușă pentru că în momentul în care venea un turist, un vizitator, când deschidea ușa, rămânea cu clanța în ușă, cu clanța în mână. Chestiuni mărunte, dar trebuia făcute. Care era stricat. Încălzirea a fost o investiție acolo de 1.200.000.000. Chiar am fost curios să văd dosarul licitației. A fost o licitație, a fost un proces verbal de recepție a lucrărilor. A funcționat anul trecut. A funcționat, dar acum a fost defectă și a trebuit făcut o revizie. 2.500.000. 250 de lei noi a costat această lucrare, ca să existe căldură acolo. Pe asta sunt sume mici, sunt cheltuieli inerente, dacă vreți, dar dacă pentru întreținere, pentru că orice lucru nu există, e veșnic. Dacă nu există și a venit firma care a și există, am înțeles, o singură firmă autorizată de să execute asemenea lucrări. Am comandat lucrarea, a venit, am plătit, bun. Cam astea sunt. Revin la galerie pentru că aici vreau să întreb ceva. Există rădăuți numeroși artiști plastici sau diverse persoane care ar dori să expună în galeria de artă
și ne întreabă pe noi dacă nu știm care sunt criteriile pentru a putea accede la o expoziție în Galeria de Artă Rădăuțeană. Mai tocmai mult chiar... Acum. Tocmai vor afla. Păi de asta pun întrebarea, pentru că există și artiști plastici de la Iași, să nu omitem faptul că sucevenii nu au o galerie, deși municipiul Suceava este mult mai mare și reședință de județ, nu au o galerie cum avem noi la Rădăuț. Și mai adăugăm și că avem și sala albă, deja suntem valoroși în plan artistic național. Care sunt criteriile pe care cineva poate să facă o expoziție? Trebuie să plătească? Prima trebuie dată să trebuie înscrie, să-și dorească trebuie... acest lucru. Dacă își dorește acest lucru, deja știți că e vorba aceea. Problema e 50% rezolvată. Eu vreau, mai trebuie să vrea, mai trebuie să vrea și persoana cealaltă. În această cauză, problema e 100% rezolvată dacă artistul plastic dorește. Cine suportă pentru că, cheltuielile? Pentru că există și niște cheltuieli. Pentru că în momentul de față nu există cereri foarte multe, în așa fel încât să mai existe și condiția aceea ca sala să fie liberă. Dacă, într-adevăr, perioada în care își dorește cineva să organizeze o expoziție este prinsă în calendar cu altă expoziție care e dinainte contractată, contractată însemnând promis, atunci va trebui să aștepte la rând. Și eu mi-aș dori, și asta am spus, îmi pare rău că n-a ajuns la dumneavoastră comunicatul de, n-a ajuns nicăieri comunicatul de presă referitor la vernisajul care a avut loc alaltă ieri la Galeria de Artă. Da, am încercat să repar acest lucru. Îmi asum această vină, deși nu e a mea, e a biroului de presă din cadrul primăriei. Eu am înaintat comunicatul de presă, au ajuns celelalte cu privire la evenimentul de ieri. Toate în afară de altul. În afară de acela, îmi pare foarte rău, dar au fost persoane multe și bune. A fost un public de calitate la vernisaj. Am spus-o acolo, i-am rugat pe cei doi artiști plastici de la Iași, le-am spus că îi mandatez să fie ambasadorii Galeriei de Artă în rândul artiștilor pe care dânșii îi cunosc, să ne recomande și să le recomande Galeria de Artă de la Rădăuți ca spațiu prielnic pentru expoziție. Și le-am spus, în așa fel vă rog să ne faceți reclamă, încât anul viitor, când veți dori să expuneți, să dumneavoastră să nu găsiți spațiu liber. Deci, revenim. Calendarul expozițional pentru perioada următoare, dacă știți ceva despre următoarele manifestări culturale galeria după și... După ce se va termina această expoziție, care durează în jur de 2 săptămâni, cea de sculptură și pictura artiștilor plastici de la Iași, pe care vă invit din suflet să o vizitați, avem liber. Nu a solicitat nimeni. Da. Nu percepem niciun fel de taxă pentru expoziție. Punem la dispoziție toată infrastructura, pentru că ia comunității și trebuie să o punem la dispoziția comunității, personalul de acolo, tot ce trebuie. Îl ajută la sala albă, la fel. Chiar dacă vine artistul singur, nu vine cu echipă care să... oamenii noștri de acolo îl ajută să realizeze expoziția. La sala albă, la fel. Avem în momentul de față expoziția de grafică a artistului plastic amator, doamna Andrișan. E o expoziție extraordinară, dumneavoastră ați văzut-o, probabil că și rădăuțenii prin intermediul dumneavoastră au văzut-o. Am spus acolo că sunt lucrări în alb-negru, dar care ne umplu sufletul de culoare, pentru că sunt studiate toate detaliile în așa fel încât fiecare detaliu să vorbească despre lucrarea respectivă. Așteptăm și acolo, încercăm să aducem, eu am promis... Și dacă nu mă voi ține de cuvânt, îmi va fi rușine, dar înseamnă că n-a depins de mine, dar tot îmi va fi rușine, am promis că voi aduce în preajma sărbătorilor, am demarat deja procedurile la Arhivele Naționale, am descoperit la Arhivele Naționale Pitești un document, se spune că e cel mai vechi, 1459, un hrisov al lui Ștefan cel Mare, încercăm să-l dăruim publicului rădăuțean în preajma sărbătorilor, să-l avem la
Vom vedea locația care o vom alege. Eu cred că cel mai potrivit e la muzeu, să-l avem expus publicului. E foarte greu pentru că un document de asemenea importanță, ca să-l scoți de la Arhivele Naționale în original, și nu vreau să-i păcălim pe rădăuțeni aducând o copie, vreau să aduc documentul în original, sunt foarte multe aprobări care trebuie obținute, ca să nu mai vorbim de costurile care necesită pentru transport, pentru asigurare, pentru paza permanentă cu o firmă de pază și securitate. Da, ne întoarcem, domnul Vlașin, spre sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. Probabil vor mai exista asemenea întâlniri. Oricând, cu mare drag. Cu două probleme punem punct întâlnirii de astăzi. Prima, am propus mai de mult. Nu știu dacă știți că există un tablou foarte mare, cred că e mai mare decât scara 1x1, mărimea naturală, cu voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt la muzeu. Da. De cele mai multe ori, acel tablou este, nu este pentru public, nu este destinat vederii, ci e pus la păstrare. Acolo se află și acum. Și am propus ca acel tablou să troneze în sala de ședințe a Consiliului Local, pe un perete. Dacă toți sunteți interimar la muzeu, vă propun sau vă lansez această provocare și dumneavoastră, ca pe un lucru care cred că ar fi bun la nivel rădăuțean. A doua problemă, vă las să vă despărțiți dumneavoastră. N-am să vă răspund la aceasta, pentru că trebuie să mă documentez, să văd dacă regula permite expunerea A doua problemă. Vă las să vă despărțiți de telespectatorul rădăuțean, nu înainte de a explica câte zile sunteți, câte ore pe ceas sunteți la muzeu și câte ore îl ajutați pe Olărean. Sunt la primărie, într-un spațiu care mi-a fost tot așa temporar pus la dispoziție, de dimineață de la ora 7, de regulă până pe la ora 10-11, când pleacă și primarul acasă, seara. Vin la muzeu atunci când e nevoie. În rest, dimineața am o întâlnire... Un director voiajor, nu? În rest, am dimineața întâlnire cu angajații în care îmi spun problemele care le au, propunerile care le au pentru ziua în curs. Fiecare știe ce are de făcut. Cred că mai mult i-aș încurca dacă aș sta acolo, pentru că nu acesta e rolul meu. Am înțeles. Dar iar în momentul în care intervine ceva urgent, mă deplasez de la primărie la muzeu, dar n-a fost o asemenea situație. În rest, știu ce am de făcut și m-aș bucura dacă eu încă nu am un feedback, o reacție a angajaților. M-aș bucura dacă aș avea așa prin intermediul dumneavoastră. Cred că ar fi bine să vedem și poziția lor. Cam cum li se pare cu noul director, dacă sunt mulțumiți. Ar fi foarte, foarte important. Cam asta se întâmplă. Iar dacă ați vorbit la început de salariu, de director și de... Nu am spus că ar fi mare sau mic. Nu vreau să fac. Am spus că trebuie o plată nu legală. Nu sunt o formă legală. Nu sunt un tip, chiar dacă uneori am gura mare și recunosc acest lucru. Și trebuie ca atunci când faci politică și când ești implicat în administrație, trebuie să ai gura mare. Dar nu sunt un tip populist. Și n-aș vrea să vă spun că vin cu primul salariu și cu următorul aici la dumneavoastră în emisiune și îi dăm cuiva care are nevoie. Dar dacă identificați asemenea cazuri, și nici nu e bine să faci toată mare... Toată lumea are nevoie de bani. Nu toată lumea. Și eu am nevoie de bani. Dar dacă descoperim un caz social deosebit, domnul primar, de exemplu, din indemnizația de luna aceasta, a introdus alimentare cu apă la o doamnă văduvă pe strada Dimitrie Onciu, chiar astăzi și mâine să termină lucrarea. Cred că voi identifica și eu un caz... Și din salariul mic cât este acolo, nu știu cât e, 10-12 milioane mi se pare e salariul, mare pentru unii. E mai mic decât indemnizația de consilier de la Maramureș. Nu, e mai mare, e mai mare. Bine, domnul Cârdeu, până la vârsta aceasta, trăind de o mare parte în Occident, având afaceri
încă acolo în Germania. Să știți că am reușit să-mi asigur cele necesare din altă parte. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu!